Această rubrică este oferită de Mekon. În anul 1935 s-a născut Grigore Vieru, poet român din Republica Moldova. În anul 1993 a fost ales membru corespondent al Academiei Române. În anul 1945 s-a născut Hans Adam al II-lea, suveranul Principatului Liechtenstein, încoronat la data de 15 august 1990. Este cel de-al 15-lea principe de Liechtenstein, actualul monarh al Principatului. El poartă de asemenea și titlul de duce de Tropow. În anul 1946 s-a născut Gil Dobrică, interpret român de muzică ușoară. A fost solist vocal de muzică pop-rock, soul și rhythm and blues din România. În anul 1971 s-a născut Gheorghe Mureșan, basketbalist român, fost jucător în NBA. Cu o înălțime de 2,31 metri, deține împreună cu Manute Bol titlul de cel mai înalt jucător din istoria NBA. A încercat și actoria, fiind personaj principal în filmul Gigantul meu din anul 1998, în care a jucat împreună cu Billy Crystal. În anul 1821 a murit Petru Maior, a fost istoric, filolog și scriitor român-transilvănean, protopop greco-catolic de Reghin, reprezentant de frunte al școlii ardelene. În anul 1970 s-a stins din viață Grigore Vasiliu Birlic, a fost actor român de teatru și film, a fost unul dintre cei mai mari actori români de comedie, a jucat în multe piese de teatru precum și în filme. Numele de naștere era Grigore Vasiliu Birlic, fiind doar o poreclă pe care a primit-o datorită succesului din piesa Birlic, jucată la începutul carierei sale. În anul 1400 a fost ucis regele Richard al II-lea al Angliei. Este faimos pentru rolul său esențial în rezolvarea Revoluției Țărănești din anul 1381 și pentru delictele sale ca rege, lucru ce a condus atât la demisia sa forțată, cât și la un război civil. În anul 2003 a murit Dolly, primul animal clonat. A fost o oaie domestică, femelă, care a reprezentat prima clonare reușită a unui mamifer dintr-o celulă somatică adultă prin procedeul de transfer nuclear. În anul 1876, Alexander Graham Bell a aplicat pentru un brevet pentru inventarea telefonului cu 2 ore înainte ca Elisha Gray să facă același lucru. Mai târziu, abia s-a descoperit că aparatul descris de către Gray ar fi funcționat corect, în timp ce aparatul patentat de către Bell nu ar fi funcționat în varianta inițială. În anul 1888 a fost inaugurat Ateneul Român. Clădirea a fost construită între anii 1886 și 1888 prin stăruința lui Constantin Esarcu, pe bază de subscripție publică sub lozinca "Dați un leu pentru Ateneu". Această rubrică a fost oferită de Mekon.